Primii imigranți pe care România s-a angajat să-i primească la cererea Uniunii Europene vor sosi în țară în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut marți la interviurile Europa FM de Leonard Orban, consilier pe politice europene al președintelui Klaus Iohannis. În total, în România vor ajunge puțin peste 1700 de refugiați, însă ei vor sosi treptat în cele șapte centre de primire disponibile și vor fi verificați. Cine nu va avea dreptul la azil nu va putea rămâne în România, susține consilierul președintelui. Leonard Orban. Cele șase centre în care vor ajunge imigranții sunt în localitățile București, Giurgiu, Galați, Șomcuța Mare, Rădăuți și Timișoara. Aici imigranții vor primi apă, hrană, cazare și servicii consulare, iar România va primi de la Uniunea Europeană câte 6.000 de euro pentru fiecare persoană. Regimul în aceste centre va fi unul deschis, spune Leonard Orban. Chiar și așa, el a explicat că banii nu sunt suficienți, mai ales că, din punctul său de vedere, România nu este pregătită să primească imigranți și a însă acest lucru pentru a fi solidară cu alte țări ale Uniunii Europene care preiau mult mai multe persoane. Consilierul prezidențial a explicat că primirea de refugiați implică eforturi mari, inclusiv pentru prevenirea eventualelor probleme de securitate. În aceste condiții, fostul comisar european a recomandat guvernului să pregătească un plan pentru a primi mai mulți migranți pe termen lung.